Elevii nemțeni participanți la acțiuni de vacanță aduc acasă premii importante după participarea la diverse competiții. Un loc întâi și un loc trei au reușit să aducă acasă elevii participanți la sesiunea de referate și comunicări științifice la disciplina istorie. Chiar dacă este vacanță, unii elevi din județul Neamț ne reprezintă județul la concursuri naționale. Vă anunțăm și noi cu mare bucurie că reprezentanții județului Neamț au luat locul 1 și 3 la concursul național sesiunea de referate și comunicări științifice ale elevilor de liceu. Este vorba de elevii Van Hairen Sebastian Gerard de la Colegiul Național Petru Rareș, cu lucrare din primul război mondial, Belgia în anii Marelui Război, premiul întâi la opțiunea istorie universală, și Gheorghiu Cristian, elev la Colegiul Național Calistrat Hogaș, cu o temă Marele Război, Frontul de Nord și cicatricile războiului. Coordonatorii celor doi elevi sunt doamna profesor dr. Dorina Lumința Drexler și doamna profesor dr. Daniela Mătăsaru. Este o onoare pentru noi să avem în 2 ani premii așa de frumoase. În anul trecut, elevii au obținut premiul 1 și 2, iată anul acesta premiul 1 și 3. La Hunedoara s-a desfășurat în această vacanță sesiunea de comunicări științifice pentru disciplina geografie, de unde participanții nemțeni au venit cu 3 premii speciale. Și pentru disciplina geografie au fost rezultate de excepție. Elevii care au participat la Hunedoara, la sesiunea de comunicări științifice, au obținut o mențiune, 3 premii speciale acordate de Societatea de Geografie din România, și ne face plăcere să amintim numele elevilor: Galavan Silvia Elena, Nikita Ștefania Lorena, Petruț Mihaela, Melinte Nicoleta. Acești elevi vin de la liceul cu program sportiv din Roman, Liceul Teoretic Vasile Alexandri Săpăuani, Liceul Vasile Conta Târgu Neamț. Profesorii coordonatori sunt doamna profesoară Pătrăuceanu Irina Elena, doamna profesoară Rusu Simona, doamna Grigor Liliana și domnul profesor Nuțu Gheorghe Ghiocel. Este minunat să constați că în plină vară, în județul Neamț, ajung premii. Conducerea inspectoratului școlar este încântată de rezultatele obținute de elevii nemțeni la aceste competiții și speră ca, odată reveniți în bănci în anul școlar viitor, aceștia să continue să se pregătească temeinic la diverse discipline pentru a dovedi valoarea școlii nemțene.